Asta e greu de spus dacă sunt patronul principal, dar asta cred că el însuși poate să ne spună asta. Eu aș fi tentat să cred că operarea principală este de fotoreportă la satul Lucas. Asta e opinia mea, evident, subiectivă și probabil îngustă cumva, îngustată de ceea ce știu eu despre el, dar cred că Emanuel Dejoa, cel care în 1981 urmă a părăsit România temporar, bine că s-a întâmplat. Cred că Emanuel Dejoa, acela care a căutat o lume mai bună în afara Franței și care s-a întors sperând că va putea să redescopere lumea bună în care copilărise atâta cât era lumea familiei, de fapt, și a comunității din jurul familiei, dincolo de ce făceau autoritățile, acest Emanuel Dejoa este cel care, cred că ne poate spune cel mai bine, dacă asta este cel mai important pentru el, această lumea satului din care a provenit, sau altceva.